Între micro-întreprindere și PFA mai există niște, să spunem, cheltuieli care apar și într-una și alta, respectiv cele contabile. PFA are un sistem contabil simplu, cum am spus mai devreme, dacă ai ceva pregătire, poți să-ți singur contabilitatea. Dacă nu, angajezi un contabil sau o firmă și te costă undeva în jurul a 100 de lei pe lună. În timp ce la micro-întreprindere contabilitatea este complexă și atunci sigur ai nevoie de un contabil sau o firmă de contabilitate care deja cresc costurile la 200 de, euro pe, 200 de lei pe lună plus costurile adiționale cu raportările care se plătesc de obicei separat. Deci cam astea le văd eu ca limitări la micro-întreprindere, deci relativ la consultanță și la cheltuieli. Și de asta spun că este destul de important ce vrei să faci. Angajatul are clar o anumită mentalitate și trebuie să rămână la nivelul de angajat cu toate formele legale respective, în timp ce un antreprenor, indiferent că e la nivelul de PFA sau la nivel de micro trebuie să-și facă visul și să acționeze ca atare.